Universitatea Cluj a bătut-o pe Astra cu 1-0 și a urcat din nou peste rivala CFR în Liga I Bergambiere Boștin, a înscris unicul gol dintr-un penalti obținut de Machado. Meciul dintre Șepcile Roșii și Astra a fost decis de o lovitură de la 11 metri. În minutul 44, Machado a obținut un penalti după un contact cu portarul Grigore. Boștin a executat penaltiul prin care a adus 3 puncte Clujului. Reinaldo a trimis alături în minutul 4, iar colegii săi au cerut penalti la intervenția cu mâna a lui Oprsal. A urmat un adevărat forcing al plăiștenilor. Fatai a trimis cu capul pe lângă poartă, apoi Huțan a boxat în lateral mingea șutată de Mihalache. Același Huțan a scos excelent în minutul 27 la ocazia lui Strătilă. După golul înscris din penalti de Boștină, în partea secundă tot Astra a fost mai periculoasă. Paulinho a avut două șanse de gol fără să reușească să trimită mingea în plasă. U Cluj a fost și ea aproape de finalizare prin păcurat și a jucat ultimele 20 de minute cu un om în minus după eliminarea lui Machado. S-a terminat 1-0, iar Șepcile Roșii au adunat 18 puncte după 13 etape.